Microsoft Word, editarea textelor. Editorul de texte este o aplicație folosită pentru editarea fișierelor de tip text. Fișierele salvate cu ajutorul aplicației Microsoft Office Word au extensia DOC, respectiv DOCX. Prin deschiderea unui document necompletat, putem observa interfața aplicației, care se compune din file atașate elementului panglică. Filele conțin grupuri, iar grupurile conțin butoane. Filele pe care le vom deschide sunt fila pornire și fila layout aspect. Prin deschiderea filei de pornire, filei home, putem observa grupurile font, paragraf, styles. Butonul paragraf, identificat prin pictograma P, aparține grupului paragraf. Fontul este o colecție de litere, cifre, simboluri și semne de punctuație care are un aspect propriu. Fiecare font are un nume și este caracterizat prin atribute precum aspect, mărime, culoare, spațiere. Sesiune de autoevaluare. Editați textul egal rand paranteză rotundă 4 paranteză rotundă închisă, finalizați cu enter. Indicații de tehnoredactare. Indicații pentru a crea un document nou. Indicații pentru setările de pagină. Indicații pentru obținerea majusculelor sau a simbolurilor speciale. Funcția rand cu argumentul 4 a generat automat un text compus din 4 paragrafe. Putem spune că paragraful Word este o zonă de text finalizată cu Enter. Prin apăsarea butonului P din grupul paragraf, marcatorii de paragraf devin vizibili. Sesiune de autoevaluare. Generați automat 4 paragrafe. Alte cerințe. Cerințe de aliniere. Cerințe de aplicare de culoare pentru fiecare paragraf. Rezolvare. Paragraful al treilea este aliniat la dreapta, paragraful al patrulea este aliniat stânga-dreapta. Indentarea paragrafelor. Operația prin care corpul de text al paragrafului se deplasează la dreapta sau la stânga cu o anumită dimensiune. Prima linie se poate comporta într-un mod special. Iată paragraful al treilea, are o indentare specială, prima linie rămânând agățată la 2,2 inci spre stânga. Spațierea paragrafelor. Exemple, paragraful al doilea are o spațiere la două rânduri. Sesiune de autoevaluare. Textul din imagine este compus dintr-un singur paragraf. Aplicați comenzile de editare necesare pentru a construi pe baza aceluiași text 10 paragrafe. Rezolvare. Diacriticele se pot insera prin metoda A, utilizând tastatura setată pentru limba română, sau prin metoda B, cu ajutorul unor scurtături, cu ajutorul unor perechi de taste asignate, prin acțiunea cărora simbolul asociat lor este adăugat în text. Comenzile Insert Symbol, More Symbols, Normal Text vor declanșa apariția caracterelor ă, î, ș, ț.
În exemplul nostru vom crea o scurtătură pentru litera Ă cu ajutorul perechei de taste Alt și 3. Selectăm caracterul Ă, apăsăm butonul scurtătură, shortcut key. Acesta va declanșa apariția unei ferestre de lucru. Iată fereastra. Aici vom asocia simbolul deja nominalizat cu perechea de taste Alt și 3. Finalizăm cu butonul Assign. Procedăm la fel pentru restul diacriticelor. Sesiune de autoevaluare. Creați un document nou cu numele proces verbal. Pentru conținutul documentului, editați textul din imaginea alăturată. Folosiți diacritice în editarea textului. Formatarea unui obiect se realizează prin operații specifice, numite operații de formatare, și constă în stabilirea atributelor obiect. În exemplul nostru, al doilea cuvânt din primul paragraf are stilul normal, fontul Bradley Hand ITC, culoarea albastră, spațier este condensat și poziționat prin ridicare la 20 de puncte față de linia de text. Formatări pentru culoarea, umbra și aura textelor. Sunt posibile de asemenea și transformări din majuscule în minuscule sau invers. Tema pentru acasă. Creați un document nou cu numele Cerere. Pentru conținutul documentului, editați textul din imaginea alăturată. Cerințe pentru primul paragraf. Cerințe pentru paragraful al doilea. Vă mulțumesc!